Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din SnowRunner singurei. După ceva vreme n-am mai filmat de mult un episod singur și am decis că astăzi să filmez unul singur. Băieți, ultima dată ne-am văzut pe un live cu SnowRunner. Am jucat noi pe a doua hartă, pe Burned Forest, și am făcut o misiune secundară destul de lunguță, ca să zic așa. N-a fost complicată, dar a fost lunguță. Undeva pe aici era o remorcă și a trebuit să mai luăm noi ceva de la warehouse-ul ăsta, service per parts sau ceva de genul. Am plecat pe aici pe sus, dar pentru cei care vreți, am greșit pe aici drumul, ne-am dus cu acest Azovatom. Pentru cei care vreți să vedeți, ca să știți exact ce am făcut, uitați-vă la live-ul precedent în care am jucat SnowRunner. Astăzi, băieți, o să ne ocupăm de o ultimă misiune principală în ceea ce privește, cred că, restaurarea turnurilor de apă. Cred că asta trebuia să facem. Nu mai țin minte exact ce și cum. Adusesem eu aici small pipe. Bun, păi cel mai bine și cel mai bine, hai să ne urcăm noi în taiga asta de aici. Am pregătit eu între timp mașinile, misiunile, ca misiunea, ca să zic așa, că atunci când ne vedem să începem direct treaba. Zona de craftare de pe prima hartă este pregătită pentru a lua cele necesare, iar aici am venit cu această taiga mai nouță, să zic așa, modelul mai nou. De aici o să trebuiască să luăm niște small pipe-uri, două small pipe-uri, fix două mai sunt. Consumabile aici, din câte știu eu, nu există, tocmai de asta am craftat pe prima hartă acolo. Și haideți să ne facem un traseu să vedem pe unde plecăm noi în zona aceasta. Bun, în mod normal pe aici și ar trebui să fie drumul nostru, pe Cilișa. Hai să ne facem așa un mic traseu înainte de a pleca la drum. Nu știu cu motorina cum stau, o să mă uit acum înainte să plec. O să fie un episod, nu cred că nici foarte lung, dar nici foarte scurt, sincer, pentru că trebuie să mai venim și de pe prima hartă aici. Cam astea fiind spuse, avem 270 de litri combustibil, în principiu ar trebui să ne ajungă. Hai să pornim și beaconurile și să dăm drumul la treabă. Nu uitați de butonașul de like, băieți, acolo, și să lăsați un comentariu de bine, de rău, nu contează. Evident, fără jigniri. Asta clar, fără jigniri, nu acceptăm jigniri. Nici la adresa mea, dar nici la adresa altor abonați de pe canal. În rest, sfaturi constructive și așa mai departe de fiecare dată sunt binevenite, chiar și de la cei care apasă acolo butonașul de like, de dislike. Sunt puțini, doi oameni pe acolo, așa mai apasă, unul cred că îl știu abonații mei deja, unul probabil a apărut acum între timp. Am văzut că au mai plecat băieți și de pe grupul de Discord. Se vede că n-am mai filmat de mult, mă, băieți, mă, cam bâlbâi. Au plecat băieți și de pe grupul de Discord, nu e nicio problemă, oricum nu erau abonați care să se uite la videoclipurile mele foarte des. Nu știu dacă au văzut vreo două videoclipuri de pe canal, deci nu e mare pierdere. Dar între timp am văzut că au venit alți băieți valabili acolo care chiar urmăresc clipurile și lasă și comentarii la clipuri. Deci vă mulțumesc tuturor celor care ați venit noi pe canal și chiar sunteți activi. De câteva zile ați văzut că am reînceput postările cu un episod pe zi, un videoclip pe zi, și aș vrea să mă țin de treaba asta cel puțin o perioadă, iar doar atunci când nu pot pur și simplu să filmez și nu am episod pregătit, doar atunci să lipsească. Nu prea o să mai avem noi două episoade pe zi în următoarele luni, nu știu când o să mai revenim și dacă o să mai revenim la două episoade pe zi. Era frumos, știu, și canalul funcționa altfel cu două episoade pe zi, probabil și vouă v-ar fi plăcut să postăm două episoade pe zi, dar mai bine unul și bun pe zi decât niciunul, pentru că s-a întâmplat să nu mai pot să postez nimic, pentru că atunci când postam două episoade, evident, trebuia să filmez foarte, foarte mult. Și, spre exemplu, dacă nu postam două episoade pe zi și postam unul, eu aveam filmări să-mi ajungă și pentru zilele respective în care n-am mai postat nici măcar un videoclip pe canal. Dar astea sunt de domeniul trecutului. Între timp, cum am zis și la început de episod, am făcut un live pe care am stat vreo oră și ceva, o oră și 10 minuțele. Am jucat acolo SnowRunner și am mai stat de vorbă cu băieții. Aveți live-ul salvat pe canal, în rubrica de live-uri, acolo puteți să vă uitați la el. O să mai venim cu un live cât de curând, cu siguranță, în care o să mai jucăm probabil niște farming, niște Eurotruck, mai încercăm acolo diferite jocuri și poate începem și un nou joc cu poveste, pentru că am postat acum ceva vreme un sondaj pe comunitatea de pe YouTube, iar în urma votului acolo, în urma sondajului, am văzut că foarte multă lume, în jur de 80%, 90%, ceva de genul, vor să mai jucăm jocuri cu poveste pe live-uri. Știu că nu sunt atât de căutate, nu intră atât de multă lume când ne jucăm jocuri cu poveste, dar sunt interesante, iar dacă nimerești unul chiar bun, te ține așa foarte, foarte atent până pe finalul jocului, ca să vezi cum se termină, e ca un serial.
până la urmă, dar toate la timpul lor, băieți, încerc și eu să-mi rectific așa timpul, o să mai fie probabil zile în care nu o să postez, cu siguranță o să mai vină și zile de acestea, dar dăm înainte, îi dăm înainte, ne apropiem și de 3000 de abonați cu pași foarte, foarte repezi. Deci vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici prezenți și mă urmăriți. Iar pentru cei care sunt fani SnowRunner, nu uitați, lăsați un comentariu mai jos, băieți. Știu că sunt foarte mulți fani SnowRunner care urmăresc clipurile și dacă ați lăsat toți măcar un comentariu, cu siguranță am strânge minim 50 de comentarii. Dar asta depinde doar de voi. Hai să ajungem și noi cu aceste small pipe-uri, că mai avem foarte puțin până la destinația noastră. Domnul a fost foarte ok, fără bălți, fără gropi, fără denivelări, fără probleme, chiar a mers foarte bine. Nu mai avem deloc mult până la destinație cu primul transport. După plecăm pe cealaltă hartă unde am craftat deja, mi se pare, acel palet de consumabile și o să-l aducem și pe el fix în această zonă unde ducem și aceste două small pipe-uri. Între timp, off-camera, pentru cei care ați văzut ultimul episod, adusesem eu un small pipe, doar că eram în altă parte a hărții și nu mi-a ajungea timpul să mai vin aici pe episod. Am venit eu off-camera, vedeți aici cu voronașul, și l-am lăsat. Acum am venit cu această taiga, am lăsat și asta și hai să plecăm acum prima hartă pe the Albany River și să ne mutăm în Derry Special, pentru că cu acesta am zis eu că o să defilez în acest episod, taiga și Derry Special. Camion mi se pare luat de pe această hartă, dacă nu mă înșel eu, în urma unor misiuni sau ceva de genul acesta. L-am recuperat, l-am reparat și am făcut rost de el. Hai să vedem dacă le avem disponibile, consumabile, un palet se pare că a fost craftat. Hai să vedem, că eu aș vrea să mă duc pe aici, sincer, vreau să verific cum e și drumul acesta pentru că n-am văzut niciodată pe el. Iar de aici o să mergem direct spre Getaway. Ne mișcăm foarte repede, deja am filmat 7 minuțele și mi se pare foarte puțin, sunt obișnuit să filmez foarte... Ce e? Suspension mod, fii atent că am urcat-o la înălțime, cum s-ar zice. Băi, e bunicel de riu ăsta. Problema lui e că se mișcă foarte greu. Se mișcă foarte greu, iar puterea de tracțiune, sincer, nu e wow. Adică să nu vă așteptați să tragă ca un Azov sau ca un Ziggs, nicio șansă. Dar se descurcă. Se descurcă așa ca să puteți schimba camioanele între ele, să nu jucați doar cu un singur camion. E bunicel. E ce trebuie din acest punct de vedere. Dar vă repet, pentru cei care sunteți tryharderi și jucați doar cu un camion și vă place să nu aveți nicio problemă și așa mai departe, să nu știu. Sunt persoane, am mai povestit eu, care joacă doar cu Ziggs, doar cu Azov și așa mai departe. Eu nu sunt acel gen de jucător. Pentru cei care sunt ca mine, eu vi-l recomand așa, să-l mai folosiți la unele misiuni. Dar pentru cei care, cărora le plac doar camioanele super mega potente, nu vi-l recomand, pentru că nu e ce trebuie din acest punct de vedere. Adică nu se aseamănă cu un Azov sau cu un Ziggs. Nu, nici de cum. Adică să nu aveți pretențiile alea de la el. Rest așa, e frumos, e masiv, are motorină cât cuprinde, 380 de litri rezervorul, roți mari, are 4x4 permanent, din câte vedeți, iar diff-ul se activează atunci când îl cuplezi în treptele inferioare. Mai avem 500 de metri până la Getaway. Am postat un nou episod pe canal cu un nou joc, am văzut acolo că părerile au fost împărțite, dar că am avut vreo 2-3 dislike-uri, cred că. Nu sunt problema astea, pentru că acolo am avut niște probleme cu sunetul. Nu știu dacă s-a dat dislike din această cauză, că am avut eu probleme cu sunetul, adică o porțiune din respectivul videoclip s-a auzit cam tare jocul. Mă rog, pe parcurs l-am rectificat eu, dar poate i-au deranjat pe unii, acele 2-3 persoane. Dar am văzut pe rubrica de comentarii acolo și pe Discord că mai vreți episoade cu el. Ca și vizualizări nu pot să zic că rup, dar... Poate o să mai revenim în viitor cu încă un episod din acel joc, Recycle Center, ceva de genul acesta se numește, dar mai am și alte jocuri noi pe care vreau să le încercăm pe canal, pentru că, cum v-am zis, eu mă urmăresc și YouTuberi de gaming din străinătate și mă mai inspir, dacă se zice așa, dacă zic bine, și de la ei, adică ce mai joacă ei și mi se pare și mie interesant, probez și eu la mine să văd dacă vă place vouă, dacă îmi place și mie. Iar dacă apare pe canal, înseamnă că îmi place, că de obicei am mai încercat eu jocuri așa și care nu mi-au plăcut. Am dat start la filmare, am filmat 10-15 minute și după am șters filmarea și am șters și jocul din calculator pentru că nu mi-a plăcut. Acum vom vedea. Știți că acest canal este diversificat, așa nu aveți content doar cu un singur joc, nu există content doar cu Snow, doar cu Farming, doar cu Eurotruck. Încercăm foarte multe jocuri, că mi se pare cel mai bun lucru
că am mai primit întrebarea asta, ce recomand eu youtuberilor la început, și eu sunt la început, deci nu prea pot să dau eu sfaturi, dar ce vă recomand e să aveți un canal așa care să, la început, hai să zicem așa, până în 500-800 de abonați, să postați doar un singur joc, dar ușor, ușor să-l transformați într-un canal cu mai multe jocuri, ca să poată să vă vină abonați din mai multe paliere, pentru că atunci când o să vreți să vă schimbați, eu vreau să probez drumul ăsta pe aici să văd dacă merge. Atunci când o să vreți să vă schimbați de pe un joc pe altul, să zicem că am văzut foarte multă lume că postează farming, e o teroare cu farming-ul ăsta, când vreți să vă mutați de pe farming pe un alt joc, o să vedeți o diferență covârșitoare, și chiar asta mă uitam și eu zilele trecute la un băiat, diferență uluitoare, de la 500 de vizualizări pe farming la 20-10 vizualizări pe alt joc. Iar diferența asta nu este bună deloc din punctul meu de vedere. Acum fiecare își face canalul cum vrea, joacă ce vrea, dar pentru cei la început care au nevoie de un sfat, eu așa vă zic, 500-800 de abonați maxim, să zic că hai să mergi pe un singur joc, dar după încearcă să te dezvolți și pe alte joculețe, jocuri, să încerci și altceva. Nu mă uit pe aici că mi-e cam frică să nu mă răspund, că ăsta nu e drum. Deci unde m-am băgat eu aici, nu e drum, neam, am spart și roata, hai că e bine. Nu știu ce am căutat eu pe aici, că aveam drum doar, să-mi desă mă duc normal. Pe aici dacă veniți cu un camion care este mai micuț, ar putea să aveți probleme mari. Adică să vă răsturnați. Asta are roțile foarte mari, are două axe pe față, două pe spate, este destul de stabil, suspensia foarte ridicată și totuși vedeți că am spart roata, o roată, am pană pe roată și am spart și jumătate de suspensie. Acolo vedeți în stânga jos, în partea dreaptă aveți suspensia și e terminată. Ia uitați ce apă e aici. Zici că e din ăla, cum se cheamă băi, submarin, nu mai e camion, e submarin. Mamă, mamă, hai că a ieșit până la urmă. Cum vă ziceam, e bunicel acest camion, adică nu știu acum cu dacă pui foarte mare greutate cum ar trage, dar așa cum am plimbat eu astăzi, spre exemplu, cu doar un singur palet în spate și cu macaraua evident pus acolo, macaraua asta mi se pare o macara mai bună, pare mai țăpănoasă față de celelalte albastre, spre exemplu, cum avem noi pe Voron, aia mi se pare moleșită, are anemie, dar asta mi se pare așa mai țăpănoasă, mai ce trebuie. Hai să vedem pe unde mergem acolo, tot prin apă cred că trebuie să mă bag. Nu vreau să refac roata, vreau să merg așa. Mă, normal noi cred că trebuia să venim de undeva de pe drumul ăsta din stânga, dar am zis să încercăm și drumuri noi, că așa e frumos, dacă tot avem o hartă la dispoziție de explorat, în același timp în care facem și misiuni, să verificăm și noi drumurile, că, na, oamenii s-au chinuit să ne ofere și nouă mai multe drumuri, mai multe treburi, și ar fi păcat să le evităm, zic eu. Cu tot că unele sunt mai problematice. Mă bucur că eu zic că am terminat misiunile astea cu turnurile de apă. Eu așa zic, acum sper să nu mă înșel. Pentru că nu prea, m-am cam săturat de ele, pentru că trebuie să și craftez la ele. Am fost la gară pe prima hartă acolo ca să aduc long plank-uri, ca să aduc metal rolls-uri. Iar drumul ăla l-am cam repetat de vreo 5 ori, sincer, și m-am cam săturat. În mod normal ar fi trebuit să iau pe cineva cu mine și acel cineva să-mi ducă materialele necesare pentru craftare. Data viitoare probabil o să fim alături de Ionus, cine știe dacă are și el timp, sau de alături de altcineva, pentru că am văzut în rubrica de Discord acolo pe privat că mi-au dat unii mesaj că vor să participe la viitoarele videoclipuri și de ce nu o să iau aici alături de mine. Hai să oprim și noi motorul ca să nu consumăm aiurea motorină. Iar din acest punct de vedere, eu zic că am terminat totul ce se poate termina. La Fire Department mai avem două misiuni principale deblocate, Data Collection și Cautions, ceva de genul. Citiți voi mai bine, că vă pricepeți mai bine la engleză. Aici avem destul de multă treabă pe această misiune. Se pare că trebuie să mergem la Second Weather Station și la First Weather Station. Sunt cam departe una de cealaltă, iar materiale... Pe barbă și aneală, 3 service per parțuri, 2 fuel-uri la first, 2 service per parțuri, 1 metal beam și 1 fuel la second. Dar poate data viitoare, uite și aici avem foarte multă treabă, wooden planks-uri de adus, short log-uri, service per parțuri în continuare și fuel-uri ca să ne deblocheze acest watch point de aici, să ne deblocheze și toată zona asta în momentul respectiv. Dar ce mă gândesc eu să facem data viitoare, mă băieți? Ia să vedem asta ce ar fi. Asta e de pe prima hartă și de pe a doua, dacă nu mă înșel. Uite, trebuie să aduci aici un camion. Asta aș cam face eu, aș cam dau cuiva să o facă, sincer. Data viitoare, sincer, aș începe un transport de lemne, dar nu știu de ce. 21.000, 17.000. Uite, ăsta aș vrea să-l încep așa, nu știu. Medium plank-uri și long log-uri.
long loguri pe care le luăm de aici. Ia să verificăm dacă pe prima hartă avem așa ceva. Trebuie să le ducem la first house. Ok, trebuie să le ducem acolo. Medium plank-uri se pare că nu avem. Long loguri 1. Ok. Nu știu ce luăm de aici. Stați să vedem ce luăm de aici. Medium plank-uri. Uite, avem un medium plank aici pe care putem să-l luăm foarte ușor. Long plank-uri nu avem aici. Short loguri. Acum trebuie să vedem și zona aia. Second house și first house. De unde luăm noi astea? Deci asta mi se pare că le luăm de pe a doua hartă cu siguranță. De undeva din... din zona aceasta de aici, de la log station. Aici avem și short și medium și longuri. Deci probabil, probabil asta o să facem data viitoare. Long planks-uri și short loguri. Da, bun. O să vedem noi data viitoare cum împărțim misiunea. Cu siguranță data viitoare cred că o să fim alături de cineva. Am zis cu siguranță, după am zis cred, pentru că nu știu băieți de timpul pe care o să-l aibă și băieții pe care o să-i caut eu. Eu filmez la ore mai ciudate, uneori mai devreme, alteori mai târziu. L-aveam pe Florin care se cam mula cu programul meu, dar este plecat departe de noi în acest moment. Nu uitați de un like, un comentariu, un subscribe dacă nu sunteți abonați și vreți să susțineți acest canal și episoadele dacă vă plac și pe mine, evident. Și noi o să ne vedem data viitoare cu un alt joc, probabil Euro Truck Farming, habar nu am, și zilele viitoare cu un nou episod din SnowRunner. Pa, pa!